Cine împarte parte își face. Teodora Munteanu, viceprimarul Sucevei, a câștigat în weekend o motocicletă second hand, premiul cel mare al festivalului Rock Bucovina Motor Fest, eveniment sprijinit cu 40.000 de lei de la bugetul local. A urmat o ploaie de reacții contra în online. Cum e posibil să câștige cineva care a făcut parte din organizare? Ulterior, viceprimarul a dat câțiva pași înapoi. Am greșit că am acceptat premiul. Nu am realizat că de când am fost aleasă într-o funcție publică, nu mai sunt același simplu spectator. Dacă sorții s-au rostogolit către mine, am decis să achit contravaloarea premiului 5.000 de lei, iar banii să fie direcționați către Asociația Salvați Copiii Suceava. Este o motocicletă second hand și voi avea mare grijă de ea, a scris viceprimarul Teodora Munteanu pe Facebook și a pus o poză cu dovada donației. Dacă de 5 ani așteptați să câștigați așa ceva, ce s-a primit visul în seara asta? Că am greșit, că am acceptat premiu, am greșit, că am participat la tombolă. Ce răspuns este ăsta? Doamne iartă-mă, este complet imoral. Eu sunt tare supărat, să știi, pe povestea asta, pe faptul că lumea se ia de doamnă. Eu nu sunt de acord cu tine. Cum adică? Păi nu știu, mă, nene, zici că suntem, chiar suntem în patria teoriei conspirației. Este o doamnă care, spre care înțeleg că a tot participat la festivalul ăsta. E o tombolă nevinovată, îți cumperi un tricou cu numele festivalului și participi la tombolă. E o tombolă nevinovată cu premiu motocicletă. Eu cred că nu e deloc nevinovată, a avut toate intențiile. O motocicletă, până la urmă, premiu e simbolic dacă te gândești că costă 1.000 de euro, da? 5.000 de lei. Și eu am văzut bucuria de doamnei. De la bugetul local. Sincer, nu are așa aliură de politician combinator. Cu intenții rele. E o doamnă care s-a dus, s-a bucurat de muzică, de festival și s-a bucurat că a fost extrasă la acea tomă. Uite-te și tu. Cum, mă, nene, deci să o suspectezi că a făcut o combinație pe acolo și a furat motocicleta? Hai să fim buni și să nu mai suspectăm nimic. Simplu fapt că s-a înscris la această tombolă arată clar intențiile doamnei de... Adică și a dorit să câștige, ce să mai folosești. Și a dorit mai mult victoria, nu poți dar să nu gândești, normal. Băi, și la o anumită vârstă, nu gândești că faci parte din organizare, că nu te poți înscrie într-o treabă în care premiul este achitat din bugetul local, iar tu lucrezi în interesul cetățeanului. Astea sunt momentele în care mi se pare că românul pleacă după fent, așa, și gata, toată lumea acum să comenteze și să o facă pe femeia asta așa cu ou și cu oțet, că zice, auleu, ce a făcut. Măi, sunt politicieni care fac niște combinații mari în țara asta. Lasă-o pe doamnă că a câștigat asta, și ea la tombă. Uite-mă ce fericită. Scuze-mă, una nu exclude pe alta. Hai, bă, bine, domnule, acum, dacă vrei, dați-i motocicleta înapoi, că Dan Pavel nu este păi de noi, acord. A păstrat-o și a zis că o să plătească suma. Eu zic că mai presus de asta e vorba așa de... Adică e imoral, nu știu, să te înscrii într-un concurs unde tu ești organizator, unde știi de unde vin banii, știi de unde vine premiu, adică lasă-i pe oamenii aia pentru care lucrezi să câștige, să aibă o șansă la câștig. Te-ai înscris și tu, nu-ți mai ajunge. Păi asta e problema la noi. Nu ne mai ajunge. O țară de grinci, nu... zici că suntem ăștia, furăm cadourile copiilor. Haide mă, Dan, chiar... Deci, îl împușcăm pe Moș Crăciun și... Eu am înțeles că ți se pare simpatică, doamna, și mie mi se pare simpatică, deci nu am ceva personal. Și, doamna, personal. Dar și evenimentul uite, așa în sine și tombola asta cu motocicleta, muzică frumoasă. Dar de ce nu te acolo, gândești tot altfel? Poate a fost un motociclist care participă și el de 5, 10 sau de câți ani se face acest festival și și-a dorit din suflet să câștige. Și uite, nu a câștigat, pentru că a câștigat un organizator. De ce nu gândești așa? Acum nu te mai doare sufletul, nu? Exact. Acum nu ne mai doare sufletul. Nu sunt de acord. Foarte bine. Să dea motocicleta cui se cuvine.